Bună seara, bun găsit la Biserica Azi, sunt Cristian Gava. Invitatul ediției de astăzi este o personalitate de primă mărime a lumii artistice românești, grafician, gravor, pictor, sculptor, artist plastic, profesor și academician, domnul Mircea Dumitrescu. Bună seara, domnule Dumitrescu, și mulțumim mult că ați acceptat invitația noastră. Eu vă mulțumesc, pentru că e cam singura emisiune de lungă durată în televiziune române. Dacă v-ați transpune existența într-o gravură simplă, cum ar arăta ea? Mi-am făcut autoportret, așa cum făcea și Rembrandt, și se vede cum evoluez. Exterior. Cred că și interior, pentru că toată expoziția care am făcut-o acum la Muzeul de Artă Național este, în fond, o perspectivă a unui om care încearcă să înțeleagă universul ăsta existențial și se vede cât de mobil e în timp. Am apucat mult timp și în momentul ăsta am putut să gândesc altfel de fiecare etapă. Care este culoarea preferată? Nu am culoare. Aveți o culoare preferată? Nu, nu, nu. Aveți o culoare în care v-ați face autoportretul interior? Fiind gravor, pentru mine, ca și pentru art, consider că gravura este o artă superioară, că nu speculează. Ea dă de gândit, și tot repet, ea dă de gândit ochiului și de lucru mâinii. În general, astăzi stăm mai mult aplicați asupra ochiului, dar a mâinilor din ce în ce mai puțin. Gândiți-vă că trăim la ora actuală o etapă istorică în care nu aproape că scrisul de mână în anumite locuri este abandonat, lasă locul digitalului. Cum vedeți această tranziție de la scris? Mine, ne împuținează, ne îmbogățește? Pentru mine e o tristețe, pentru că dintr-o literă scrisă la computer nu pot să simt nicio stare interioară a autorului scriitorii. Mult mai mare plăcere îmi fac litere scrise de mână, pentru că devin gestuale și am avut norocul să fac manuscrisele eminescene. Ați coordonat, domnule Dumitrescu, tehnic vorbind, toată editarea manuscriselor eminesciene. Da, și am avut bucuria să învăț foarte mult de la el, mai ales că Eminescu n-ar fi vrut să publice, cred că n-ar fi publicat niciodată. Era hartiat după perfecțiune, pe care știa că nu o atinge. Când o atingea, părăsea. De aceea nici n-a apărut nicio carte în timpul vieții lui. Lumea consideră că cea Maiorescului este cea pe care a vrut Eminescu să fie, dar forma a fost total dezamăgit. Cum l-ați caracterizat pe Eminescu după forma manuscriselor, după scris? Sunteți un intim al... Ați intrat în intimitatea marelui autor. Am avut și au fost situații autor dureroase, pentru că și-au permis unii să și scrie manuscrise, e adevărat că le-am scos, diferite măscări. În momentul în care puteau să umble până ele cu mare nonșalanță, pentru că a fost și interzis Eminescu, chit că era considerat marele scriitor al proletariatului. A fost confiscat și de ideologia comunistă și de cea legionară. De toate ideologii. Dar el, nu știți cum, vedea de treaba lui. Asta avea Nichita o vorbă foarte frumoasă când a ajuns ca să fie reconsiderat Dante. Și el a ieșit pe scenă și a spus: noi acum îl reconsiderăm, dar pe el îl doare în cenușă. Așa se întâmplă și la Eminescu. El rămâne, pentru mine a însemnat foarte mult, pentru că căutarea cuvântului de care el vorbea, dar când învățam la școală era exterioară, o am zi de zi în căutările lucrului meu. Și am curajul să greșesc și să revin, să caut și iară să... Cum l-ați caracteriza, fără biografie, doar după forma scrisului? Nu pot să spun lucrul acesta, pentru că el are variante foarte multe. În funcție de etapele vieții. De etape. Și se întâmplă ceva. A fost o modă foarte mare pe care au dus-o și Iorga. I-am văzut pe toți, până și tatăl meu, care a făcut litere și filozofia, scriau foarte mic. Dar mai aveau un avantaj a ordinii interioare. Scriau din partea stângă până la marginea hârtiei, din partea dreaptă. De aia era și greu de tipărit
fotografic volumul, de aceea am folosit o tehnică specială și cred că am fost singurul, nu-i vorba de laudă, pentru că eram și gravor și eram și om de carte, de construcții de carte. Așa, așa când a dat, mi-a dat mână liberă domnul, atunci președintele Academiei Eugen Simion, am fost fericit, mai ales că doamna Ciubâncan nu vroia să lucreze la început la aceste manuscrise, pentru că mai lucrase un an de zile, dar aplicând o tehnică proastă nu putea să o facă absolut deloc. Revenind la autoportretul dumneavoastră, domnule Dumitrescu, sunteți vital, sunteți energic, aveți un soi de deschidere și de viziune optimistă. Da, am în continuare. Am avut o perioadă proastă în tinerețe, în adolescență. Proastă în ce sens? Mi-a murit un bun prieten de leucemie, era nepotul lui Nicolau. Coleg pe stradă eram și am murit de leucemie. În București? Da. Și atunci mi-a intrat în cap că am și eu leucemie. Vreau să spun că toți, căutam toți medici, îmi făceam analize. Ipohondru. O formă de ipohondria tinereții. Exact, tinereții. Noroc că atunci dăduse drumul să tipăreau cărțile lui Dostoievski, care era interzis. Leucemia atunci nu era tratabilă? Nu, da. Era incurabilă. De altfel era intrat leucemie acută. Domnul Nicolau l-a salvat și a mai trăit 4 ani. Denorocirea a fost că l-am prieten cu el, am stat toată ziua lângă el și toate simptomele lui mi se transferau mie după ce am murit. Și aveam tot fel. Un an și jumate m-am chinuit foarte mult, în sensul ipohondriei. A fost primul contact nemijlocit cu moartea lentă? Cam primul, dar nu vreau să spun că și în ziua de astăzi mi-e frică de imaginea morții, nu de moarte în sine. De asta mi se pare puțin înspăimântătoare. Cum să spun eu? Pregătirea exterioară a morții omului e mult mai dureroasă, întrucât omul e viu, e foarte strălucitor în timpul vieții, ochii există, mișcarea, după aceea ceva static îngrozitor. Și dintr-o dată, pentru mine, toate imaginile vii dispar cu imaginea aceea ultimă. Și atunci le evit. Când ați avut prima conștiință a transcendentalului? De mult. Al eternității, al transcendentalului. Al transcendentului. Din frica cimitirului din sat, al uliții din sat. Cu toate că eram prieten... V-ați născut într-un sat. Într-un sat, la Cășoare, și este o localitate celebră. Așa cum trebuie să fie Hamangei, așa este templul de la Cășoarele, descoperit de Vladimir Dumitrescu, care, din păcate, n-a fost pus pe tapet mult timp. Trebuie să vină Ghimbuta să vorbească. La noi, în general, e nevoie să vorbească altcineva din străinătate ca să intre ca să în conștiința noastră, să validăm în conștiința noastră ceea o valoare. Ce avem. Ceea ce este neplăcut în toată treaba asta. Dar atunci eram prieten cu băieții popii, care erau puțin mai mari, mergeam la părinte, părintele... Eram ca acasă. Atunci am ascultat pentru prima dată radio cu galenă. Atunci am văzut și eu ce înseamnă un radio. Abia după aceea am putut să-mi iau un radio când am ajuns student. Atunci am mirosit cărțile bisericești. Miroseau foarte frumos. Avea o cameră foarte frumos părintele. Partea proastă e că veneau de la Oltenița activiștii, știi, îl băteau, nu știu de ce. Cred că trebuia umilit. În sfârșit, așa greu negreu, au încercat să facă o biserică încă lângă cea veche, care și astăzi în picioare, cealaltă s-a prăbușit încet. Activiștii care eviscerau satele României? Da, erau niște oameni care trebuia să rupă valorile satului. Și care erau? Era popa, era notarul și învățătorul. Cu învățătorul, dacă devenea activist, era perfect, notarul era schimbat imediat, singur era părintele, care era un cui în sat. Și moșierii, dacă existau. Moșierii existau. Din păcate, nici moșierii n-au fost întotdeauna alături de popor. Mulți au dat în arendă. Era o relație complicată și a fost o legătură complicată. Nu complicată, un boier foarte cu
cunoști cu Tali Mănășteanu, dar n-a făcut nimic în sat. Din păcate. Această conștiință a transcendentalului, al transcendentului, ați avut-o prima oară în copilărie? Da, da. În biserica din Cășcioarele? Da. Cum a fost primul contact cu arta, cu culoarea? Cum ați simțit această atracție pentru... Dar nu pot să spun că a venit de acolo, pentru că am trăit într-un mediu artistic. Artistic, mama era făcuse școala profesională, Tudorsca doamna, era profesoară la această școală după ce fusese elevă, cu toate că era fată de văduvă de război, din primul război mondial. Am reușit să scot o carte cu prizonierii morți în primul război mondial, unde e și bunicul meu. O carte meu, superbă. Ați văzut-o? Da. Mă bucur. O carte superbă, o litografie superbă. Da, am dat-o și prefericitului la Academie și mi-a trimis și mulțumiri. M-a bucurat mult pentru că mă gândesc, e un pomenic de toți morții care au murit acolo și sunt înmormântați de parte de țară și sunt eroi ai Franței, considerați eroi ai Franței în cimitirele. Îmi vine în minte cartea lui Catare, a lui Ismail Catare, generalul armatei moarte, da. Nu? Generalul italian care vine să-și dezgroape armata din Albania. Gândiți-vă ce geografie fenomenală, fabuloasă, este reprezentată de trupurile soldaților români din primul și din al doilea război mondial. Și din Rusia, de exemplu? Așa cum sunt și alți soldați căzuți în România. Ar trebui să facem... o geografie. De asta am și încercat. Eu am încercat prin trei cărți făcute. Prima carte am făcut cu cimitirul Belu, în care noi românii, cu toate că eram contra lor, la două săptămâni am realizat cimitirul Belu, care a rămas cu soldații respectivi în cimitir și în primul și în al doilea mormântați și respectați. Spre deosebire de ceilalți care nu ne-au... Le-am făcut și am și fost lăudat de o carte cu toți rușii care au murit pe teritoriul nostru. Ne-a dat scrisoare de mulțumire și generalul... Chiar dacă făceau parte din armata de ocupație, evident. Nu, era în partea de război și oamenii care au murit aici. Știi, un om care s-a jertfit pentru țară trebuie să-l respectăm, indiferent ce s-a întâmplat. N-a fost vina lui într-un fel sau altul. Și nu trebuie să profanăm, să distrugem mormintele. De altfel, vreau să spun că mormintele nemților au fost distruse și din Polonia, și din Rusia. Rar există. Noi am păstrat lucrurile acestea. Și această idee vindicativă de exact, a distruge adică și osemintele? Avem un anumit respect pentru moarte. Suntem un popor care respectăm trupul omului care... există pământ și se duce în pământ. De altfel, săracul Nichita vorbește foarte frumos despre un pământ numit România. Și lumea consideră că e poezie comunistă. Nu are absolut nimic de a face cu poezia comunistă. Când spui pământ de oase, pământul e bun de mâncare, este fantastic. Cum vi-l amintiți pe Nichita? Când l-ați cunoscut? El avea ușa deschisă. Și m-am dus la el și am rămas. Puteam să rămân oricând. Am desenat la el. A fost magisterul meu, aș putea spune, nu din punct de vedere literar, cu toate că m-a dat un traiect important a încrederii în mine, pe care o pierdusem într-o perioadă din 79, începusem deja să nu mai pipăi bine pământul. De altfel, el este și cel care mi-a scris decalogul și tot vorbesc de el și este foarte interesant pentru că m-a șocat spunându-mi aproape învățăturile respective să nu mint ochii cu ochii, să nu-mi fur realul în real, să nu mă înșel pe mine ca și care vi se pare suprema minciună în artă? Imitația. Dorința de a fi sincron cu cineva care nu-ți face parte din lumea ta. Care nu-ți aparține. Și totuși, sute de ani, arta s-a bazat pe imitație.
Nu-i școli vorba, întregi? Da, mai degrabă, nu pe imitație, nu e vorba de mimezis. Pentru că mimezisul își cere o meserie, își cere o adaptare a mijloacelor de observație. Eu sunt și astăzi, nu pot să spun invidios, pentru că invidia te subordonează, dar față de Leonardo da Vinci aș vrea să fiu subordonat, pentru că el observă permanent ceea ce eu nu pot să, cu acuitate, orice detaliu, pe când eu nu pot să-l fac lucrul ăsta. Eu puțin scap, fug, poate și Michelangelo scapă. Leonardo are avantajul că își prezintă, poate prezenta exact funcțional corpul, nu întărindu-i toți mușchii. Întărește numai cel care funcționează. Este rar. Domnule Dumitrescu, aveți o expoziție superbă. Vă mulțumesc. După câteva decenii de tăcere, din acest punct de vedere, care a fost parcursul artistic, evoluția artistică în timpul acestor decenii? Să vă spun ce se întâmplă. Nu sunt un artist care m-am grăbit. Pentru că poate puțin am fost vanitos. Vanitos de a înțelege și să experimentez, să înțeleg universul. De aceea am și plecat, am abordat realitatea la început, ca realitate, așa cum îmi spunea un profesor de-al meu, o înșurubare în real. Bineînțeles că foarte repede am trecut înspre fascinația, mirajul realității, dar m-am păstrat în realitate și după un timp mi-am dat seama că nu e suficient. Am intrat și în probleme sociale, dar altfel. N-am fost un om grăbit. Prima expoziție am făcut-o în 1973. Aveți acest parcurs eminescian care nu a publicat? Chiar așa a și fost. Nu din cauza Eminescului, că atunci nu eram îndrăgostit de el. Îl iubeam pe Blaga, îl iubeam pe Sorescu, de Nichita m-am apropiat mai greu, dar... Știam că nu știu. Prima expoziție a fost foarte bună, atunci m-a lăudat și au acceptat sculptura mea, care nu face parte din niciun curent, ci mai degrabă e vorba de o nouă formă de desen. Dar după aceea, 35 de ani, n-am mai făcut expoziție. Acum, și nu vindeți tablouri? Nu vând din alt motiv. Știți cum e... Prefer să dăruiesc, mă simt și o rege. E altceva când dăruiesc. Ce relație aveți cu banii, domnule Dumitrescu? Bună. Dacă i-am în buzunare, îi cheltuiesc, pentru că sunt dator la foarte mulți prieteni, nu cu bani, ci cu gesturi. Aveam prieteni când erau scriitori, cu scriitorii sunt foarte prieteni, când ei aveau bani, mă scoteau la masă. Dacă aveam eu bani, mergeam la masă. Cu Nichita la fel se întâmpla. Cu Breban, cu ce să vă spun. A fost o lume, după mine, mult mai unită în vremea... Nici nu-mi vine să folosesc cuvântul comunism, pentru că la noi n-a fost un comunism. Cu toate că speram că statul, și mi se părea foarte frumos, statul să-mi dea tot ce vreau eu, ce am nevoie, și eu să dau tot ce pot să dau din mine. Mi se părea frumos toată treaba asta și speram că ajung. De altfel n-am vrut mașină, n-am avut nici... Nu ați aștepta nimic din partea statului? Așteptam, dar nu trebuia să muncești pentru stat. Adică nu stat, pentru valoarea ta. Tu trebuia să te ridici. Credeam foarte mult în cultură. De altfel m-am lipit de scriitori pentru că meseria puteam să mi-o fac singur, dar partea educativă și informațională era la un scriitor care avea cuvântul pe mână și era machtiat după cuvinte. Ați intrat în lumea culturală bucureșteană la începutul anilor 60, la sfârșitul anilor 50.
Da, un tânăr în, venit dintr-un sat din Bărăgan, din Câmpia Română, din lumea lui Panaiti Strati. Da, de-aia și-l iubesc foarte mult. Lucrarea mea de diplomă a fost Chira Chiralina. Era prima dată când s-a dat voie să apară Panaiti Strati. Aparțineți acestei lumi dunărene? Da, da, da. Chiar e lumea dunăreană. De altfel am fost prieten, adică nu am fost prieten, l-am ilustrat și pe Zaharia Stancu. A Câmpiei Române. Da, și pentru prima dată am ajuns și eu în... în cartierul Primăverii, după ce mi-a trimis Zaharia Stancu o mașină de asta mare, că era președintele Academiei și am ajuns la el acasă. Și cum a descoperit tânărul venit din lumea rurală, dintr-un sat, cartierul Primăverii, nu? Citadela Elidei Roșii. N-am mai intrat a doua oară decât după Revoluție și acum nu mai vreau să intru deloc, că a devenit o lume de parveniți cu garduri înspăimântătoare și cu blocuri care n-au nimic de a face cu sufletul meu. Așa că a doua oară am văzut și cu asta am încheiat. E un cartier care e mort, indiferent de faima care o are și de sticlele care stau pe acolo. Nu trăiește. Cum începe călătoria dumneavoastră în lumea culturală bucureșteană? Am avut mare noroc, mare noroc, cu un profesor care se numea Eugen Schileru, un om nemaipomenit, care, după un examen pe care l-am dat și el era el supravegheat, eu citind foarte mult, altfel liceele atunci erau actiate, elevii citeau mult, mult, orice citeau, știam la zi cărțile, e adevărat că n-apăreau atât de multe cum sunt astăzi, astăzi sunt speriat când intru într-o librărie, nu mai știu pe ce să-mi arunc ochii, atunci știam imediat ce a apărut. Am salvat o situație neplăcută pentru domn profesor, care era supravegheat de un șef de catedră, destul de politruc complet, șef de estetică, țăracul Nicolae Moraru. Eu am știut foarte bine și s-a speriat când am spus că toată propaganda e nulă, făcută prin artă, vorbind de Lenin cu convorbirile cu Nuna Cearski. A plecat din sală, după aia domn profesor a ieșit și atunci m-a luat pentru prima dată la Cârciumă, eram în anul 3 și atunci acolo era locul de întâlnire a elitelor culturale care păreau negative, dar un Stelaru, un Tonegaru, un, ce să vă spun, lume de cea mai bună calitate, atunci am înțeles, dar a doua zi dimineață domn profesor a venit și mi-a dat un permis de intrare la Academie și să mă duc să citesc Estetica lui Tudor Vianu. De atunci m-a urmărit mereu cum evoluez cultural și eu l-am urmărit, iar după aceea am rămas în continuare și după ce am terminat facultatea mă duceam la cursurile domnului profesor. Numai că a murit repede în 67, nenorocirea a făcut ca și Nikita să n-aibă decât un singur costum de haine. Nikita avea un singur costum? Da. Avea o casă? Avea o casă. O casă și era cu ușa deschisă permanent. N-avea clanță la ușă. Puteai să intri la orice oră în casă. Dar lume multă, frumoasă și aveai ce să înveți. Ați metabolizat artistic, ați transpus artistic evenimentele despre care ne vorbiți, mă refer la decesul prietenului de leucemie? Da, am făcut lucrul acesta, am mai făcut și pentru colegul meu, de aceea spun că m-am înșurubat în realitate. În ultimele decenii? Nu în ultimele decenii, de la început au fost, ele erau legătura mea cu realitatea. De altfel și la Nikita, făceam desene la Nikita, avea o masă rotundă, în care toată lumea, 6 scaune, restul stăteau pe jos și am făcut desene acolo, care cred că sunt mărturii, ca și subertienele și sunt în casă la Dora și la Muzeul Literaturii. Mă bucur că am trăit acolo, tăceam din gură, am învățat atât de mult de la el. De altfel pot să spun că mașină și a doua oară, întrucât pe mine la țară m-a trecut în buletin cu, adică certificatul de naștere, a scris Mircea cu I, nu cu E, și am ascuns tot timpul până în 80, când Nikita mi-a cerut buletinul să vadă dacă e adevărat că e scris cu ei.
Și mi-a dedicat poezii și cu trei de ei, lui Mircea, ia să-mi intre în cap că ăsta e nume de artist și e mult mai bun decât Mircea l-a obișnuit. De ce spun lucrul acesta? Inițial, abordarea realității mi-a fost necesară pentru că puteam să mă verific în desen. Este ca și ai nevoie să pipăi realitatea, să vezi dacă poți să o transpui. Nu sunteți tipul de artist pentru care, nu, arta este un refugiu din calea realității. Nu, din contră. Aduceți realitatea în artă. Da, dar arta te poate face să vezi și să-ți explici chiar universul. E o vanitate, dar pentru asta trebuie să ai onestitate, trebuie să te verifici în permanent în stările tale de trăire și din același timp trebuie să nu imiți pe alții. Trebuie să te întorci tot timpul să verifici dacă calea pe care mergi este cea a ta și nu e influențată de alte lucruri. De aceea spun că graba pe care o au, nu vreau să critic, graba pe care o au foarte mult și înțeleg din tinerii pe care i-am avut studenți să se afirme, să iasă pe piață, imitându-i pe alții și intrând în curente sau intrând în asociații, în grupări de artiști, își pot pierde la un moment dat sufletul, indiferent că sunt numiți în cutare grupare de artiști. Prelucrați în artă foarte multe mituri, mituri fondatoare. Da, e absolut necesar. Care este mitul preferat al dumneavoastră? Inițial am pornit și a fost foarte interesant. M-a fascinat o carte, se numea Mitul lui Sisif, al lui Camus. Am încercat și am făcut și eu o serie întreagă de mituri pe care le-am preluat pe Atlas, am lucrat mult la ele, le-am arătat pentru prima dată în 73. Dar după aceea, evoluția mea a plecat într-o altă direcție. Am avut și o perioadă în care am vrut să zgândăr lucrurile clare băgate în lume. De exemplu, am omul care, ciclu de pozițional, în care sunt multe lucruri, dar una dintre ele este cea a omului care era la mod atunci, omul care depășește linia. E asta, în momentul ăla, când depășeai linia, te dădeau afară de partid. Eu nu eram în partid, dar... Prietenul care s-a spânzurat, de care discutam. El, săracul, n-a avut bine. Și care acum am aflat, el era rudă cu Mircea Eliade. Fratele lui a fugit pentru prima dată, a fugit în Elveția și el, de frică, s-a spânzurat aproape la 6 luni după ce a murit și Schilerul. Deci o perioadă deja începea puțin să se restrângă iar lumea politică devenea să se strângă după eliberare, începea din nou după 71. Eu până în 73 cred că n-am simțit lucrul acela, dar după expoziția mea, un prieten al meu, un mare sculp, Paul Vasilescu, care era și secretar de partid, expoziția lui, care urma să fie după a mea, a fost închisă. Pentru că, fiind un mare sculptor, deși politic era bun, adică a fost interzis. N-am înțeles atunci, dar... Dacă nu v-ați fi născut în România, în ce țară? În ce spațiu cultural? Nu aș fi... V-ați fi ales. Aș fi vrut aici. Și acum, de asta eu nu plec nicăieri. Am plecat, am avut ocazia să plec... puțin înainte, după aceea a fost o interzicere. Nu știu de ce, nu mă duc să-mi caut dosarul că nu mă interesează. Am avut o prietenie... Nu ați avut niciodată curiozitatea să vedeți prieteni care v-au trădat din dosarul de la securitate? Nu mă interesează. Cine vă supraveghea? Activitatea artistică? Nu mă interesa, pentru că la mine, ca și la, ca la Nikita, aveam ușile deschise. Știu că odată am făcut, toată lumea știa la scriitor că vreau să tipăresc o carte lui Angelei Marinescu, că îmi plăcea foarte mult parcul și aveam tehnicile mele, că puteam să fac, dar tocmai atunci apăruseră, cum să spun, manifeste și știu că a venit un om la mine și mi-a cerut poligrafia să vadă unde tipăresc.
Și făcusem, tăiasem literele, lipeam, dar era... mă făceam un zig și făceam un tipar înalt. Era simplu, știam tehnica să o fac. Este o artă supremă, domnule Dumitrescu, a transpune poeme, a transpune literele în culori. Vedeți ce se întâmplă? Cred că mie mi-a prins foarte bine tiparul înalt gutenbergian, pentru că după un timp la noi a ajuns această carte obiect. Eu nu înțeleg nici astăzi carte obiect. Eu am nevoie de cartea în care cuvântul vorbește, transmite. Nu că te faci să faci o carte și intră într-un abstract. Faci o carte din cărămiz, faci o carte din... mimezi cartea, te faci că scrii, nu scrii nimic. Sigur că poate să devină o amintire, o amintire a cărții. Ce gimnastică artistică să preiei, să intri în universul unui autor. Asta e cu totul altceva. Să intri în universul unui autor și să-l transpui în grafică sau în gravură. Nu numai asta, dar orice carte te face mai aproape de un adevăr esențial. Orice carte, vreau să spun, și una proastă te învață cum să nu înveți. Care este adevărul esențial suprem al existenței lui Mircea Dumitrescu? Cum să vă spun, nu poți să ai decât bucuria că ești viu și să înțelegi cât mai mult. Numai pe tine te am, trecătorul meu trup, cum spunea Blaga. Exact. Și mai e ceva. Trebuie să avem grijă de această corolă de minune a lumii reale. Să ne bucurăm cât mai e, cât o avem și să înțelegem cât mai mult. Cum priviți nemurirea, eternitatea? Cu teamă? Cu scepticism? Cu deschidere? Cum ați... Nu m-am gândit niciodată... Colorao. Nu. Folosiți des cuvântul culoare. Flaubert își imagina paradisul sub forma unei biblioteci, de exemplu. Da. Pentru mine, cum să spun, când spuneți culoare, dacă spui alb, ai toate culorile. Dacă spui negru, ai dispariția culorilor. Dacă le combini și le ordonezi, în momentul ăla încep să iasă toate nuanțele. Pentru mine, totuși, am avut o spaimă metafizică, nu înțelegi că poți să dispari. De asta, acum mă apropii, nu să spun practicant. Am fost cu studenții și i-am dus la toate mănăstirile. L-am cunoscut pe părintele Stăniloae. Am fost cu studenții și am stat la Cleopa, cu Ioanichie, cu părintele Cleopa, în Pimen. Ne-a dat binecuvântarea și aveam masa de prânz și desenam și seara dormeam la un prieten cu toți 40 de studenți pe care îi aveam. Făcusem într-un fel ca picturile de pe bisericile din Bucovina, înrămate și puse pe pereți, așa curgeau toate, pentru că am trecut prin toate mănăstirile. Desenam în fiecare zi, dimineața și seara, la fiecare mănăstire din nordul Moldovei. Eu de asta mă mir cum de nu mergem cât mai des să vedem minunățile care sunt acolo. Spațiu, atmosfera. Cât am fost după 90 în facultate, pentru că înainte nu m-a primit, că nu eram membru de partid, după aceea am ajuns și șeful de catedră și am dat și doctoratul, dar cu studenții mei am reluat formula care era în timpul vechi, e adevărat că de 6 ani, acum am ajuns la 3 ani să fie facultatea, nu accept, nici Bologna nu accept. Trebuie să avem spiritul nostru de descoperire. Prea ne mulăm după gusturi care nu sunt ale noastre. Nu asta am făcut întotdeauna? Nu. Vedeți ce se întâmplă? Toată lumea vorbește de Brâncuș. Eu vorbesc din alt punct de vedere al lui Brâncuș. Brâncuș, în primul rând, a fost un mare meseriaș. Era un tâmplar. Avea respectul de daltă, respectul de lemn, de materialul care lucra. După aceea a asimilat. El, când s-a dus în străinătate, a rămas tot românul ăla. Da. Din păcate, noi trebuie să nu fim... să ne subordonăm tuturor modelor străine, că nu ele intră la noi. Sigur că
am vrea să fim sincron cu ele. Și am avut etapele respective. Au fost pașoptiștii, au fost... Am avut tot timpul etape. Era proiectul nostru național, normal. Exact. Am pornit tot timpul și... Când am intrat în istorie. Da, da, și tot timpul acumulăm rapid, dar dăm vârfuri. Vă dați seama, într-un timp scurt îl dăm pe Enescu, într-un timp scurt îl dăm pe Eminescu, într-un timp scurt îl dăm pe Brâncuș. Pe Eliade. Ajungem la nivelul ăsta. De Eliade, Cioran, ce facem cu el? Chit că el, în cazul de față, dar Simion spune că el e mai credincios decât un om care chiar nu ar crede. El își caută argumentele să le spună că e necredință. Exact cum spunem, cred, Doamne, ajută-mă să cred... Ajută, Doamne, necredinței mele. Necredinței mele. Ăsta este Cioran. El încerca să prindă esența și cred că fiecare om și tu ca artist, asta trebuie să faci. Apropo de autoportretul dumneavoastră artistic, domnule Dumitrescu, păreți chiar opusul spiritului lui Cioran, care era un spirit spre disperare, cuprins de disperare de foarte multe ori. Păreți o personalitate artistică împlinită, senină. Să vă spun ce se întâmplă. Nu mi-am pus niciodată problema asta. Știam că pot. După ce am avut criza aceea de ipohondrie, atunci mă rugam lui Dumnezeu măcar 10 ani de trai să mai am, ca să pot să fac și eu ceva în artă. Acum mi-a dat Dumnezeu atât de mulți ani și în același timp gândesc în continuare că am multe de făcut. Și dacă iau pe Hokusai, abia după 90 de ani o să desenez ceva mai bine. Care este vârsta la care v-ați dori să fi rămas? Acum, dacă există una la care v-ați fi dorit. Nu. N-aș vrea să rămân copilărie, la nicio adolescență. Vârstă. Nu, n-aș vrea să rămân la nicio vârstă. Fiecare vârstă este nemaipomenită. Tot timpul trebuie să furi și să acumulezi, să iei totul și să încauci să înțelegi totul. În fiecare zi trebuie să desenezi, în fiecare zi trebuie să faci ceva, în fiecare zi bine să te întâlnești cu un om. Înveți de la oricare om. Așa că nu e vorba de o vârstă. Totdeauna fac o glumă. În buletinul meu e până în 2053. Deci vă dați seama că trebuie să respect actele statului, nu? Apropo de autoportretul dumneavoastră, care este trăsătura de caracter pe care o detestați cel mai mult la o persoană? Trăsătura umană pe care o detestați cel mai mult? Cred că trădarea, dar nu o detest, o înțeleg. Nu cred că detest ceva. Ați trăit într-o perioadă în care trădarea era... Era cu repercursiuni, ridicată. Dar acum, astăzi, mi se pare că trădarea este și mai mare. Și asta mă neliniștește. N-avem dreptul să ne pierdem ființa. N-avem dreptul să ne pierdem identitatea. Indiferent ce facem și oricât de mult am fi plătiți de alții să o pierdem. Aici sunt... Vedeți, eu am fost invidios și asta e poate singura dată că sunt invidios după 90, când imediat au apărut familii care au mauzolee, au familii în care au un arbore nemaipomenit și le etalează. Eu clar ca și ceilalți avem un arbore în spate, dar n-am ajuns astăzi, acum, de ieri, numai cu mama și cu tata. Tot vin din spate, alții au venit ca să ajungem aici. Dar ai mei sunt toți răspândiți peste tot. Ceea ce cunosc. Bunicul meu e mormântat la Ciuzmat, bunica mea la Cășcioare, străbunicul la Radovanu, mama în cimitirul de la Galați, bunica în Dămăroaia. N-am putut să coagulăm. Și aici am avut și eu
că aici avea dreptate părintele Galeriu. Trebuie să... mama dorea să fie arsă și... eu m-am dus la părintele Galeriu și mi-a luat inima, mi-a luat cu mâna vinovăția, pentru că mi-a zis, mama, fiul trebuie să știe unde e mormântul mamei lui, să se duce, să se ducă, să se roage sau să știe că e acolo. Și în momentul ăla mi-a luat cu mâna De ce își dorea mama să fie arsă? Incinerarea. Mama a dat mormântul, era vremurile astea mai proaste și după și cineva dintre vecini a murit și n-avea unde să mormânteze și i-a dat locul bunicii mele și i-a dat locul de mormântare și atunci ea a murit mai repede și se simțea vinovată că o să-mi dea mie o povară pe cap și ca să scape de treaba asta, știu treaba asta, dar nu vroia să mă facă pe mine să alerg, să duce. Dumnezeu a făcut ca totul să fie bine. Dar dorința ei n-am îndeplinit-o. Dar mă bucur acum că știu cu unde e. Deci sunt lucruri umane, dar părintele m-a liniștit. De altfel, tot părintele mi-a spus un lucru foarte frumos. Eu, lucrând cu el cărțile, cu Tatăl nostru, cu vorbirile cu Dorin Popa, fericirile, am fost prieten cu băiatul lui Galeriu și așa am ajuns cu studenții peste tot, că am cărat pe după mine. Dar mi-a spus la un moment dat că aveam și eu, eram și eu atent la alții, mergeau la liturghie în fiecare duminică și i-a zis părintelui, eu nu prea pot să stau atâta. Și culmea e că, știți, parcă și fiecare timp pe care îl pierd în lucrul meu, și părintele a zis, lasă că și Dumnezeu e creator, știe El cât de greu e. Și parcă m-a liniștit, nu mai... E adevărat că totdeauna când intri în biserică te simți curățat. Am un prieten care a fost coleg cu mine și acum e monah la Dervent și e foarte, așa, mi-a zis, știi, eu acum sunt călugărul Antipa și era fericit că era sărbătoarea lui și mi-a dat telefonul, e ziua mea, zice, e a călugărului Antipa și a venit... e la Dervent și am vorbit cu țarețul Andrei, i-am dăruit pentru bibliotecă Eminescu, el iubește foarte mult. De altfel, Dobrogea e ceva, e un miraj de sfinți. În ultimele minute ale întâlnirii noastre, vă propun să vorbim despre expoziția Perspective, splendidă, am văzut-o cu foarte mare plăcere. Cât va dura? Acum, sunt câteva decenii de evoluție artistică, pictură, da, sculptură. Da, dar să știți că am băgat și o șopârlă. Expoziția asta, Perspective, am făcut-o special pentru că am o parte de evoluție în care totul pleacă de la Sfântul Ioan, de la Evanghelia după Ioan, Eu sunt calea, adevărul și viața, temele respective, dar în partea a doua am pus în discuție această pierdere a sensurilor cele mai frumoase ale omenirii, a bărbatului și a femeii. Vedeți că această ambiguitate care se creează ne face să fim mai săraci, pentru că un simbol, simbolul bărbatului sau simbolul femeii, nu poate să treacă dintr-o fază în alta. Femeia este în fond un simbol major, poate mult mai mare decât al bărbatului. Al oricărei civilizații. Da. Este cel al universului creator. Este ceva fantastic dacă o iei în felul acesta. Deci în toate religiile, femeia este cea
e confundată cu universul. Universul care este responsabil, este liniștitor, este grijuliu. Păi cum să dispar eu și să fac o femeie egală cu... Nu egală, să o încurc cu un bărbat. Și toată expoziția pe care am în partea a doua, în care este omagiu mamei mele, pe care l-a făcut și soția mea, a făcut o tapiserie și eu deja acum va pleca la unci, după un desen al meu, e aproape transparentă și devine sculptură, este un elogiu al femeii, pentru că ea, într-un fel, e de altfel, vedeți cum se continuă lucrările. În 69 am avut expoziția de la Simeza și am pus acest studiu al femeii. De la femeia care se descoperă ca femeie, în cea în care crede, când ea ajunge la un moment dat un martir. Ea are universul în maternitatea ei. Trăim într-o perioadă istorică dominată de teamă. Teama de boală, teama de moarte, nu numai în România, peste tot. De ce vă este teamă, domnule Dumitrescu? Nu mai mi este de când... De nimic? Nu mai mi este teamă. Sau da, de ce v-a fost teamă de-a lungul vieții? De frică că nu o să pot să fac meserie. Eu mi-am cărat prese, mi-am cumpărat și mi-am făcut prese... Din 66 mi le-am construit din leafa mea și le-am cărat. N-aveam atelier, am închiriat garaje. Acum sunt într-un port total liniștit la Muzeul Național al Literaturii Române. Am și atelierul de gravură e donat muzeului. Dar mi-a făcut o mare bucurie. E atelierul de gravură al Bucureștilor. Mircea Dumitrescu. Splendid spus. Din toată această geografie a soldaților români din afară, pe care ați litografiat-o, pe care ați ridicat-o la nivelul artei, v-a rămas în minte vreo imagine, vreun nume, vreo fotografie, dacă există? Vedeți, vreun chip? Există pronie. Mama mea a făcut școala de tapiserie, soția mea e profesoară la tapiserie, foarte bună, are premii internaționale luate, cele mai mari premii, 3 premii internaționale. Acum am reușit să fac și cartea tatălui meu, lucrarea de licență, care a lucrat cu Simionescu, cu Gusti, cu Mechedinți, cu Iorga, dar a murit când aveam un an jumate. Din întâmplare, am citit într-o carte și am găsit, de Nuzil în general, și am găsit numele bunicului meu, care a murit într-un spital de tuberculoză după 2 luni după ce s-a terminat războiul din 18. Ei, închipuiți-vă că primesc actul de deces datorită unui prieten francez, Conrad, primesc actul de deces exact la 100 de ani de când a murit tatăl meu. L-am arătat și... Certificatul de deces al bunicului. Mort în Franța. Și l-am arătat Armata în Academie. Armata română care ajunsese până în Franța? Nu, n-a ajunsese până. A fost prizonier. Au fost prizonieri de război. Și primesc acest certificat arăt și în carte. Certificatul arătat. Am și crucea bunicului meu acolo. E, cum să nu crezi în pronie? Cum era viața unui prizonier de război? Groaznică. S-au purtat nemții, nu știu dacă... vă fac bine, s-au purtat nemții îngrozitor cu românii. Așa cum s-au purtat și rușii. Să zicem, dar cred că așa spune și Nuzil, general francez, spune că erau puțin răzbunători pe regele care trădase și care alianța. Susținuse România. Exact. Și interesul României. Exact. Și au murit de foame, ca să vă dați seama, 60% și în 17 și în 18 de foame, de frig și de tot ce vă bine să... S-au purtat îngrozitor și francezii n-au murit decât 1%, englezi niciunul, decât în 17 1%, în 18 nimeni, noi 60-70%. S-au purtat îngrozitor, de altfel francezii au dat în judecată la Crucea Roșie. Crucea Roșie n-a știut nimic. Cred că dacă
să știau cum s-au purtat cu românii în primul război mondial, în al doilea război nu s-ar fi întâmplat așa. Ceea ce s-a întâmplat. Domnule Dumitrescu, vă mulțumesc foarte mult pentru întâlnirea splendidă de astăzi. Câteva decenii alături de Eminescu, o ultimă întrebare. Aveți un vers eminescian care vă reprezintă? Pe care îl iubiți cel mai mult? Nu credeam, am învățat muric vreodată. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la Biserica azi. Și eu vă mulțumesc. Vă așteptăm la expoziția Perspective în această perioadă. Mircea Dumitrescu, profesor, gravor, sculptor și membru al Academiei Române. Mai ține deschis până pe data de 27 martie. Vă mulțumim mult. Sunt Cristian Gava. Până săptămâna viitoare, rămâneți alături de Trinitas TV. O seară frumoasă. La revedere!